Fenomenele naturale și piața mondială sunt cei doi factori care influențează prețul asigurării pe locuință. La nivel de România, reasiguratorul consideră că există un risc mai mare decât a fost până acum, okay? Atunci el va crește prețul. Dacă el va crește prețul tratatului de reasigurare, și societatea de asigurări va crește prețul poliței. Activitatea seismică din Vrancea și cu tremurele care au băgat frica în Gălățeni își vor pune fără doar și poate amprenta asupra asigurărilor pentru imobile. Dacă încep să apară cu tremure din ce în ce mai mult sau să vină vreun cutremur, Doamne ferește, mare, okay? Cu siguranță, după acea întâmplare, prețul asigurării va crește. Constanțenii au la dispoziție două tipuri de asigurări. Polița obligatorie de tip A include despăgubiri de până la 20.000 de euro în cazul locuințelor din materiale tratate termic și beton, iar cea de tip B de până la 10.000 de euro atunci când există imobile din materiale netratate termic. Mai exact, chirpic sau lemn. În cazul dispariției totale a casei, asiguratul primește o despăgubire de cel mult 20.000 de euro. La daune parțiale, firma de asigurări pune la dispoziție suma de bani necesară pentru reconstrucția locuinței la forma inițială. Există și situații în care asiguratul are de pierdut. I s-a întâmplat unei femei din Valul lui Traian care iarna trecută a rămas fără acoperiș la casă din cauza depunerii abundente de zăpadă, dar nu a primit bani suficienți ca să-și acopere daunele. Am chemat pe cei de la asigurări, au filmat, au făcut o evaluare și cam după 3 luni de zile mi-a venit răspunsul că mă pot despăgubi cu o sumă infimă față de pagubele pe care le-am avut și numai pentru acoperiș, nici de cum pentru pereții din casă care s-au pătat, peretele din spatele casei a căzut, asigurările nu își fac treaba, nu-ți dau banii pe care trebuie să ți-i dea. Doar știu să încaseze bani. Din anul 2008, prețul unei asigurări obligatorii pentru locuințe este de cel mult 20 de euro. Anul acesta, pe 27 iulie, a apărut o modificare legislativă ce impune obligativitatea încheierii unei polițe pentru cele trei riscuri, de cutremur, alunecare de teren și inundații. În aceste condiții, specialiștii susțin că o creștere a prețului polițelor este inevitabilă.